Nu puține au fost situațiile în care, în urma unor accidente grave, centura de siguranță a fost șansa la viață pentru persoanele care au purtat-o. La fel cum au existat cazuri în care copiii fie și-au pierdut viața, fie au fost grav accidentați pentru că nu au ocupat locul corespunzător în mașină. Tocmai de aceea, polițiștii rutieri au inițiat o nouă campanie de conștientizare și informare. În perioada 9-15 martie, pe raza județului Olt, efectiv de poliție rutieră, în colaborare și cu sprijinul lucrătorilor de la postul de poliție comunale și secții de poliție rurale, desfășoară o acțiune pe linie de centură de siguranță, urmărindu-se în această perioadă depistarea participanților la trafic care nu respectă reglementările legale, mai ales noile reglementări. Chiar dacă noile modificări aduse codului rutier au intrat în vigoare în urmă cu o lună, conducătorii auto continuă să ignore noile prevederi și astfel pun în pericol viața copiilor. Tragem un semnal de alarmă pentru că zilnic sunt depistați în trafic conducători auto care nu au scaune fixate bine, nu poartă centru de siguranță. Mai rău este faptul că am văzut și depistat în trafic participanți la trafic conducători auto care pe bancheta din dreapta față, în picioare, transportă copii. Sunt aproape lipiți de parbriz. Șoferii care nu transportă copiii în centura de siguranță sau în dispozitive de fixare în scaune speciale riscă 4 sau 5 puncte de penalizare, adică până la 450 de lei amendă. Însă, fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă faptul că, dincolo de bani, viața are prioritate.